Bun venit la protestul etapei, eu sunt Dragoș Pătraru. Până să intrăm în teren ca lumea, ce voiam să vă zic? Nu trebuie să le spunem băieților, dar parcă eram mai încântați, domne, după europeanul copiilor sub 21 de ani. Am așa impresia că legat de echipa asta, suntem în punctul în care avem discuția aia de părinți. Ce facem, nevastă? Îl dăm la profesională? Păi și pe ăsta, mă, bărbate. Păi și pe ăsta, nu vezi că nu mișcă nimic? Of, iertați-mă, vorbește amărăciunea din mine, cred. Încă o generație care nu merge la facultate, care nu nimic. Sunt tineri, da, sunt tineri. Dar auzi că Marin nu joacă, Ianis așteaptă șanse, dar șansele nu vin, Băluța a jucat în Anglia doar la păcănele și tot așa. Cosmin, dacă ne poate lămuri care e problema cu Ionuț Radu, de ce n-a fost convocat? Deci vreau să vorbesc despre jucătorii prezenți, nu despre jucătorii care nu au fost convocați. Nu a fost numai Radu neconvocat, au fost mai mulți jucători. Și Radu, bă, unde e Radu? Guriță, ia cască gura, mă, ce ai făcut cu Radu? Portarul, cum care Radu? Auziți scandal tâmpit, fraților. Deci Contra i-ar fi promis lui Radu că îl titularizează cu Malta. N-a făcut-o. Apoi cu Feroe. N-a făcut-o. Moment în care Ionuț Radu i-a zis: Guriță, îți crește nasul, nu-i frumos să minți. Și acum nu l-a mai convocat. Foarte matur domnul Contra. Dacă e așa, dacă e altceva, e mai nasol. Băiatul ăsta n-are voie să lipsească de la națională, ca să ne înțelegem. Bravo, Guriță! Avem nevoie de copii ăștia, nebunule, ei sunt viitorul. Parcă așa am zis, nu așa ne-am înțeles? Nu de asta eram noi atât de entuziasmați, Guriță? Ai crezut că suntem bucuroși că l-ai chemat tu pe Anton la națională? Să ne îmbolnăvim la ochi când ne uităm cum torturează fotbalul? Eu nu sunt adeptul să nu primim gol. Pentru mine mai important echipa să-și îndeplinească obiectivul. Acum ce faci, tătă? Jonglezi cu inimile noastre? Vrei să vezi de câte ori poți să le ții pe picior sau cum? Dar adeptul la ce ești, tătă? Să fie acțiune, să dea frumos la televizor, să nu se plictisească oamenii? Te rugăm noi, rămâi pe linia asta cu parade bune. Vrem un plictisitor 2-0 pentru România, merge? A, mă scuzați că mă bag în seamă, da, i-am auzit pe unii la TV spunând că pentru acest meci trebuie să lăsăm jocul pe planul al doilea și să ne axăm pe rezultat. E, în sfârșit, o judecată echilibrată. Să nu mai facem, domne, cum am făcut atunci cu Spania, când vorba aia i-am ridiculizat, am ratat, de-am rupt și ne-au egalat în minutul 96 pe contraatac, mai știți, nu? Când eram peste ei ca nebunii. Băieții, copiii, ăștia, tineri, Mitri, hai și tu, Budi, varsă toate exterioarele, tată, Stanciule, bagă o torpilă, Răzvane, ară terenul și pune sămânță de gol după aia. Hai, hai, România! Știți cât o să o mai ținem noi cu întinerirea echipei naționale? Până îmbătrânesc aia cu care trebuie să facem întinerirea. E, stați, mă, când o fi Ianis Hagi pe la 28 de bețe așa, gata, facem întinerirea echipei. Mă, nici fotomodelele alea în prezentările de modă nu se schimbă de atâtea ori cum se schimbă strategia naționalei noastre de fotbal. Acu o dăm pe tineri, acu îl chemăm pe șoavă. Pe bune, ai uneori impresia că se transmit meciuri de acu 5 ani. Îți vine să bați televizorul. Dacă și la națională aș fi criticat din minutul 1 până minutul 9, asta sunt sigur. Și Cosmin este ăsta. Păi vedeți, deci nu înseamnă că i-aș fi fost noi calificați cu mine sau nu, cred că... A, Dan Petrescu e limpede, ar juca cu, nu știu, cu Lăcătuș, cu Mutu, Oblemenco, mă rog, ce găsește mai experimentat și cu jocuri în picioare. Tare ar fi cu Dan Petrescu faptul că ar face două echipe, una în Europa, alta în campionat. Da, se tot vehiculează numele lui Dan Petrescu ca urmaș al lui Contra. Cu Dan Petrescu e clară, moare reconstrucția în fașă, se pot lăsa de fotbal tinerii. Cam la fel se întâmplă acum cu Guriță. I-a chemat din nou pe Budescu și pe Alibec.
Așa e Budescu ăsta putoare, vine la spartul târgului mereu. Probabil a fost ședință la națională. Băi, ia gata, m-au trecut 7 meciuri, ne trebuie niște fotbal. Goluri, ceva sau, nu știu, măcar unul care să provoace autogoluri. Guriță, dar nu mai bine scoatem noi un egal cu Suedia? Nu, bă, gura! Ne trebuie cineva care dă minge fără să o facă să plângă. Cum e domnul? Tot Budescu execută, centrare, Covring, gol! Lasă jocul să curgă. Și excepțional, excepțional, este seara golurilor frumoase. Budescu, încântător! Și haideți să fim serioși, toată treaba asta cu tinerii și bătrânii e o falsă problemă. Cheamă, frate, pe cine joacă bine și aia e. Oricum o să ai un nucleu de 5-6 în primul 11. Dar nu poți să te bazi la calificare cu cineva care nu evoluează luni întregi la echipa de club. Păi serios, cu unii jucători s-a ajuns așa. Poate se mișcă bine 2 meciuri la națională și va fi selecționat în primii 18 la echipa de club. Cam nasol, fraților, cam nasol. Ce-or zice antrenorii ăia care văd că băieții pe care ei îi țin în tribună sunt titulari la echipa națională? Bă, voi fi eu nebun, știi? Spunea domnul Șmudic într-o manieră haioasă, așa că cumva așteaptă ca Budescu și Alibec să fie și ei acolo titulari, să nu stea prea mult pe bancă. Acum vom vedea cum îi simt această săptămână. Le vezi karma, a? Ai curățele și ceacrele. Auzi la mine ce zic, Guriță? Dacă li se înfundă ceacrele, e belea. Scot fum de la negru pe nas. Mă rog, la Alibec s-ar putea să fie de la țigări, dar nu intru în detalii. În timp ce Guriță îi simte pe Alibec, Budi și Nistor, să amintim că suedezii au jucători titulari pe la Leipzig, au fundași de la Manchester United, jumătate din linia de mijloc vine de la echipe din Italia, cum zic? Gol Budescu și pasă de gol la Ibrahimović de la Denis Alibec. La antrenamente suntem ca Brazilia pe nisipul de la Copacabana. Ah, da chiar, dacă totuși nu ne iese la Euro 2020, un european de antrenamente nu găsim și noi? Nu e de ăștia tineri, că ei merg la Olimpiadă, la Tokyo, da? Măcar băieții mai trecut să aibă și ei o bucurie, mă. Campionatul mondial de centrări și voleuri. Dar știți ce îmi place la echipa noastră națională? Are faze puține, dar fixe. S-au antrenat ca lumea băieții pe faze fixe. Logic, și-au făcut așa planul. Bă, cu ce echipă jucăm noi? Cu Suedia. Aha, bun, țară nordică. La ce sunt ăștia slab, mă? La faze fixe. Gata, frate, ăsta-i planul. Bă, fotbalul e simplu când știi anumite subtilități. Da, mijlocașii noștri i-au tras lui Tătărușanu. A fost jalecică. Hagi, Răzvan Marin, Băluță. La un moment dat tătă le-a zis: ia hai, poate sunteți mai talentați la flotări. Nici nu știi cum s-o dai acu. Avem mijlocași slabi sau portar prea bun? Mă rog, oricum, noi nu de acolo trebuie să obținem lovituri, fraților. De la marginea careului, ce e aia? De acolo e greu să dai, că-i poarta prea aproape, mă, ție. Și apoi ți-e milă de portar, știi, că te uiți în ochii lui de căprioară, îl vezi speriat așa, victimă. Plus că românul e milos, știți, inima mare, fraților, suflet de plastilină. E, noi trebuie să obținem faulturi în parcarea stadionului, păi da. Și hop, frumos execută Budescu cu efect peste autocare, gol! Știu, asta e tactica. Hai, lasă, Guriță, lasă, mulțumește altă dată, păi da. Reușit să deseneze acest contraatac în replică, Alibec! Gol!
știți problema aia, că nu joacă băieții pe la echipele din străinătate. E, mai e una, cei care joacă nu prea dau goluri. Trei atacanți, Cheșeru, Pușcaș, Alibec, au dat 4 goluri într-o lună. Toți la grup, în gașcă, da. Andone, după cum ați aflat, probabil e grav, va sta până în martie. Dar e posibil să rateze tot sezonul, săracu. Alibec e cel mai în formă, cu 2 boabe. Denis, iartă-ne, frate, am glumit și noi cu tine, nu? Deci sper că nu te-am supărat să te refugiezi în sarmale, în ciocolată, în sarmale cu ciocolată. Hai, să-i batem și noi pe ăștia, după aia dai 3 boabe cu Spania și gata, ești liber până la Euro, tată. Dar dacă luptăm ca nebunii, îi batem pe suedeji, dar după aia ne bat spaniolii, nu ne băgăm unghia în gât? Și mai suntem și obosiți, știi? Eu zic că e cu 2 tăișuri calificarea asta. Adică nu știi cum e mai bine, să ne pară rău acum după meciul cu Suedia sau să ne pară rău după meciul cu Spania? Complicat? De-aia e frumos fotbalul, mă, că nici nu știi când să pierzi. Glumesc, normal, ne trebuie 4 puncte, fraților, dar vom lua 6 și dăm rest. Așa îi zicem lui tanti Spania. Auzi, dragă, dă-ne doar un punct, păstrează restul. Ce avem nevoie este să ne calificăm și să putem să legăm 2 calificări la 2 campionate europene consecutive, fiindcă până la urmă acest lucru este cel mai important, mai ales că din spate vine o generație tânără foarte bună și are nevoie de această scenă unde se poată să evolueze. Doamne, păcatele mele, chiar uitasem de acel european și credeam că l-am uitat cu toții, da, credeam că după rușinea aia ne-am înțeles așa din priviri că nu mai vorbim niciodată despre Euro 2016, nu mai deschidem subiectul. Burleanu zice acum că dacă legăm 2 europene, păi dacă legăm 2 europene de-astea, ne ducem cu bidonul, bre. La 3 europene penibile, desfințăm fotbalul în țară, că mai mult ne chinuim, ne scade stima de sine prea mult. Deci, domnul Burleanu, să nu mai vorbim niciodată de acel euro care a trecut, da? Adică, na, care euro? Noi avem nevoie de 11 magicieni în teren, 11 jucători care în același timp să facă și faza ofensivă și faza defensivă. Cu Suedia avem nevoie de 11 magicieni care să facă și faza aia și faza aia. Am înțeles. Dacă în preliminarii cu Suedia ne trebuie 11 magicieni, înseamnă că la Euro cu Germania, să zicem, fără cel puțin 50 de magicieni care să alerge ca nebunii, n-avem nicio șansă. Mă și uitam așa la magicienii noștri. Nedelcearu, spre exemplu, magician, bineînțeles, da, face toate fazele, ca Loganu, fază lungă, fază scurtă, dar e și puțin obraznic, dacă mă întrebați pe mine. Sunt bine, sănătos, asta contează mai mult. În primul meu de la iarnă, dacă va fi ceva. Te gândești să, nu știu, să faci un pas, să te întoarci în România sau să faci o schimbare? Mă gândesc la un pas înainte. Dacă m-aș întoarce în România, cred că ar fi un pas înapoi. Nedelcearu, frate. Nu, că e bună obrăznicie asta pentru un fundaș. Dar mi s-a părut tonul așa, nu știu cum, m-a cam deranjat, domne. Adică aici, cu Mbappé, Florinel, cu ăștia, cu Budi, cu Alibec, bă, băiatule, e magie ca la nebuni, ca la Las Vegas. Ah, ci că vine și Mitriță, americanul, frate. Vine pentru că în state are pauză câteva luni, așa că își mai au un job, cum se zice. Americanii au atât de multă pauză, cum să vă zic eu, dacă Noere ar sta atâta pe bară, probabil că ar arăta ca Jabba the Hutt. It's Mitriță. All steps top of the box, looking for a shooting lane, touchdown. Nu știu, întreb și eu, na, chibiți, n-ar fi fost mai mișto să încercăm să jucăm fotbal încă din primul meci al calificărilor? N-ar fi ieșit altfel? După ce ne-a chinuit cu Anton nu știu câte meciuri, după ce am scăpat de teribilele confruntări cu Malta și Feroe, când a trebuit să ne betonăm apărarea, gata, mă, acum aducem și un Budescu, un Alibec. Pe de altă parte mă gândeam așa, la noi dacă dai 2 goluri, imediat te întreabă toți reporterii: și crezi că o să fii convocat la echipa națională? În iarnă sper să prinzi un contract în străinătate? Băieții, Budi, Mitriță, Denis, rămânem la planul nostru, da? 2 victorii, 6 puncte, iar la Euro 2020 jucăm la București. Dacă nu mai facem vreo tâmpenie, poate vom avea și spectatori? Ne-ar fi trebuit un vârf acum, mă rog, și un mijlocaș.
2, 3, niște apărători. Da, să nu intrăm în detalii cu tot ce avem noi nevoie, că mie că nu mai terminăm până mâine. Voi știți cine ne lipsește și ne-a lipsit? Țucu, fraților. Țucu era bun acum. Țucu Dean e tot bolnăvior, da, în felul acela ciudat al lui, ci care are palpitații. Da, am citit în presă, e sănătos, e bine cu analizele, cum ar veni, da, îi e teamă de palpitațiile astea. Acum nu le are, că n-a stă cu minte, dar tare se teme că îl iau din nou dacă se apucă de fotbal. Și cum sunt, mă, Țucule? Adică palpitații așa ca la Titanic? Palpitații ca atunci când se anunță numerele la loto? Djokovic, n-a fost offside! Țucu de uite, Țucu are ceva ce îi trebuie oricărui atacant. Nu, mă, nu familie cu bani. E vorba de bulan. Bulanul e ca părul după o anumită vârstă. Ori îl ai, ori nu-l ai. E, Țucu are chestia asta numită bulan. Cum să vă explic eu, domne? Parcă nu doar tu alergi după minge. La un moment dat ai impresia că parcă și mingea alergă după tine. Cam ăsta ar fi bulanul, foarte pe scurt, pentru neinițiați. Plus că Țucu avea chestia aia, mă. Ce i-a căzut lui Ibrahimović din talent pe jos, s-a lipit de Țucu al nostru. Le dădea așa, mai atletic, frate, mai din săritură, mai din plonjon, mai cu călcâiu. Adică acolo în careu, sigur atingea mingea cu ceva. Cu nasul, cu ochiul, important era să o bage națe. Tehnica individuală, asta ne omoară. Trebuie și să se autodepășească. E, Țucu a zis că mai încearcă o singură dată treaba asta cu fotbalul. Da, o dată. Dacă simte iar palpitații, adio. Agață ghetele în cui și le dă foc. Bă, Țucule, bă, poate ești prea emoționat, știi? Relaxează-te, nu știu, gândește-te la mașinile alea pe care le ai, la banii lui bunicu, ai lui tăticu. Haulă, stai că mă luat pe mine acum, taie. Bine, dar tot nu știm, fraților, ne calificăm sau nu. Asta e aiurea în fotbalul din ziua de azi. Că nu mai ai, domne, predictibilitate. Nu e niciodată clar ce te așteaptă. Era mai ok pe vremea cooperativei, nu? Cu Pădureanu, cu Nearomică Pașcu, Neamitică Dragomir. Păi de ce credeți că se trăia atât de mult atunci? Încercăm totuși să vă oferim mai multe informații, așa că am făcut două interviuri cu doi dintre jucătorii naționalei de la care avem mari speranțe. Florinel Coman și Nicuș, pardon că a cerut să nu-i mai spunem așa, Nicolae Stanciu. Începem cu Florinel. Salut, Florinel, probabil ești bucuros să te afli la națională și să scapi într-un final de Gigi. În ultimul timp, el te-a supus unor sesiuni de îngrășoare fotbalistică, astfel încât să te poată vinde cu 100 de milioane de euro. S-a mai întâmplat asta recent? Salut, nu, n-am mai fost supus. Gicu Grozav nu a mai fost convocat pentru acest meci. A rămas acasă și spune el că învață pentru BAC, după ce a auzit că vine sfârșitul lumii. Dacă ai putea, Florinel, ce ai face tu ca să-l ajuți? Că vine sfârșitul lumii? M-aș ruga că poate treci. Victor Pițurcă a vorbit într-un interviu despre momentul în care te-a dus cu el pentru prima dată la Păcănele. Cum te-a influențat acel moment? Aveam 10 ani. Atunci m-au influențat spre performanță, pentru că de acolo am făcut pasul la Academia Hagi. Ce te-a învățat Piți despre jocul alba-neagra? Să muncești foarte mult la antrenament, pentru că la fel cum te antrenezi, așa joci. Florinel, de unde ai învățat gramatica limbii române? Din filme. Admir foarte mult filmele cu Joker. S-a vorbit mult despre faptul că Gigi Becali v-a impus să țineți postul Paștelui și postul Crăciunului, dar au fost și nemulțumiri în cadrul echipei. Dintre cele două posturi, tu ce post preferi? Sincer, ambele posturi îmi plac la fel de tare. A apărut în presă informația că duminică, la slujbă, nu ai avut bani pentru acatiste, așa că Gigi te-a obligat să-ți vinzi jocul FIFA, pe care ai primit doar 50 de lei. Crezi că meritai mai mult? Eu consider că meritam mai mult. Am văzut și eu și am jucat FIFA și cred eu că meritam puțin mai mult. Gigi Becali spunea că vrea să te ducă la Muntele Athos pentru că acesta este visul tău. Crezi că se poate întâmpla așa ceva? Sincer, nu m-am gândit niciodată la ceva ce nu aș putea să fac. Cred că dacă ai un vis, nu este un imposibil, părerea mea. Florinel, mulțumesc foarte mult. Apropo, cum ți s-au părut întrebările? Foarte ok.
Întrebări foarte bune. Hai România! Îți mulțumim, Florinele, să nu ne uiți când ajungi la City. Ok, poți face și mănăstiri, că probabil îți vor fi clauză contractuală rămasă de la Gigi. Dar să mai treci și pe la noi. Să-l ascultăm acum pe Nicolae Stanciu, fost jucător la FCSB, fost nejucător la Arabi și actualmente posesor al câtorva fire din barba lui Messi. Da, ci că s-a ținut Sky de el ca să-i smulgă un suvenir. Stanciule, ai cuvânt. Ana Maria Regecamp, impresarul tău, spunea că te-a dus la spiritist pentru a-ți fi alinate chakrele și pentru a primi noi rezerve de bulan. Vezi acum diferit fotbalul? Da, cu siguranță. Cred eu că am dobândit toate astea. Cum ai zis tu, văd jocul de fotbal mai diferit. După ce în școală nu ai luat niciodată un 10 și ți s-a spus permanent că 10 e doar al profesorului, ai ales să renunți la tricoul cu numărul 10, explicând că tu nu crezi că acest număr există. Practic, cam cum cred unii că pământul nu e rotund. Ne poți da mai multe detalii, te rog? Nu știu, de ceva timp, de mai mult timp în urmă, eu personal, fără să jignesc pe nimeni sau să... Nu vreau ca lumea să creadă că nu respect acest număr, mai ales că la noi în echipa națională e un număr foarte, foarte important. Eu nu mai cred în numărul 10 din ziua de azi. Nicușor, ai 26 de ani și în doar 35 de selecții la echipa națională ai reușit să ne faci să înțelegem că generația ta se poate califica la Euro doar dacă UEFA ne obligă să mergem acolo. Ești mândru de această performanță? Sunt destul de mândru de lucrul ăsta. Primul rând mă bucur că am atâtea meciuri în echipa națională. Cred că se putea și mai bine. Și o ultimă întrebare, Nicușor, pentru că suntem sălbatici și incapabili să fim civilizați pe un stadion, UEFA ne tot suspendă terenul. Dacă acest lucru se va mai întâmpla, Gigi a spus că va vorbi cu sfinții și cu îngerii să vă susțină ei. Tu știi cum e, pentru că ai jucat la FCSB. Crezi că ar ajuta asta? Da, într-adevăr, cum ai zis și tu, atâta timp cât am avut alături, eu cel puțin din teren, le-am simțit mereu sprijinul, mereu ne-au încurajat și pentru asta țin să le mulțumesc. Deci, dacă batem noi Suedia și ne bate Spania, nu merge. Dacă ne bat amândouă... Nu nici așa. Da, stai. Dacă se califică Cehia și... Nu. Dacă noi nu mai batem pe nimeni... Nu, nici așa. Nu, pur și simplu nu găsesc aproape nicio variantă prin care noi să n-ajungem la Euro. Da, au făcut ăștia sistemul în așa fel încât o să ne ducă la turneul final legați fedeleși. Dar dacă noi pierdem cu toți, Veorica face egal cu Iohannis, paleologul bate Argentina. Hopa! Glumesc, mă. O știți pe aia cu bă, suntem condamnați să învingem? Ei, e o prostie. Nu trebuie să învingem, că ne calificăm oricum. Da! Chiar vorbeam și cu colegii de la echipă, cu cei care sunt în naționala Cehiei și din ce am văzut și din ce știu, dacă ei vor câștiga cu Kosovo, se vor califica direct și aproape sigur, sau de fapt sigur, vom mai avea o șansă prin Liga Națiunilor. A, e făcută treaba, fraților, da? E chestiune de timp, ce naiba? E bine că ne-am organizat și avem ceva sigur, la modul, bă, noi nu le avem cu fotbalul, dar hai să externalizăm. Hai, mă, să găsim pe cineva care știe. Pac, Cehia, că asta e șmecheria. Nu trebuie să muncești tu, că nu ești prost, bă, îi angajezi pe alții. Plus rezultatele, frate, da, e ca la bani. Rezultatele trebuie să muncească toate pentru noi. Probabil că de asta s-a și întors Stanciu în Cehia de la Arabi, ca să ne rezolve calificarea, a? E mișto cum Nicușor, cum să zic eu, ca să nu fiu măgar totuși. Da,
asta. Să zicem doar că Nicușor nu pare genul foarte studios. Nu cred că îi se întâmplă prea des să se împiedice prin casă de cărțile lui Cioran. Și nici nu cred că omoară țânțari cu revista Nature. E, dar tot a făcut calculul. Noi praf, cehii buni, țaca-paca, hai tată la euro. S-a întâlnit cererea cu oferta, hoțul cu prostul, știi ce zic? Dar să nu jignim, că nu suntem Cosmin în contra, da? Bulanul care l-am trebuie să reușesc, dacă ei să mă... Exact cu metre, asta zic și eu. La bulanul pe care l-avem noi, mă scuzați, la bulanul care l-avem noi, tot ne calificăm, mă, tată. Care-i șmecheria? Practic, calculele sunt cam așa. Varianta simplă e să batem Suedia și să facem măcar egal cu Spania. Dacă nu ne iese șmecheria, putem da naibii grupa, pierdem și ne ducem în play-off-ul Ligii Națiunilor, unde jucăm baraj de calificare. Acolo ne așteaptă Scoția sau Islanda în semifinală, iar în finală dăm peste Norvegia, Serbia, Bulgaria, Israel sau Ungaria. Adică echipe cu care noi, vorba aia, facem instrucție, tăticule. Ne știți pe noi, nu luăm ostatici, adică... Am marcat goluri multe, a și luat goluri multe și noi am marcat goluri așa și așa multe, dar nu prea multe. Am trecut, am marcat mai multe, dar am luat mai puține. Dar dacă primim noi un wild card ca la tenis... Sau invitați-mă pur și simplu așa din partea Miresei, că a fost gagica noastră în tinerețe. Bă, oricum trebuie să rămânem cu ideea asta. Dacă se vrea, se poate. Sunt soluții, haideți bă, ce naiba, să nu disperăm. Relaxați-vă, chiar se poate ajunge la euro fără să bați pe nimeni. Iar dacă tot ne-am adunat aici, cerem imperativ o confruntare între Cosmin Contra și Dan Petrescu și Gică Hagi, da, și Ludovico... Nu, nu, stați că el tocmai și-a găsit serviciu, da, nu mai e șomer. Bă, deci vrem dezbatere, iar după aia să votăm pe cine punem la națională. Cetățenii trebuie să aleagă antrenorul naționalei. Păi nu e clar că urmează o nouă schimbare? De fapt, ce zic eu nouă? E veche. Dacă asculți tot ce se spune pe la televizor, pe net, prin presă, prin cișmigiu, este evident. De când l-au pus pe Contra la națională, șefii de la federație au început deja să-i caute înlocuitor. Unii ar spune că asta înseamnă, domne, gândire pe termen lung. Da, sigur, lungă și pe a doua, cum zice regele. Lungă și pe a doua. Lungă și pe a doua. La revedere, cu lungă și pe a doua. Avem fundaș care dă lungă și dă-i bufa. Și restul? Mă gândeam așa, să vină Contra la o conferință, eventual chiar acum, înainte de meci, sau la un flash interview pe marginea terenului. El să mai dea niște indicații către jucători. Hai, Grigore, ia scârjele și mișcă-te. Hai mai intens. Alibecule, stinge-m și tu țigara și ai la un măgăruș. Bă, pușcaș măti, hai bă că ne dorim victoria, ce vă iubesc nemernicilor gât. Și ziariștii să-l întrebe pe Contra pe cine ar pune la națională în locul lui. Exact, dacă tot îi se caută înlocuitor, măcar să-l consultăm și pe el, să fim corecți cu omul, nu? Cum ar zice Pițurcă, nu? Mi-e frică, nu? Însă asta e viața unui selecționer, nu? E așa, s-a obișnuit după vremea mea, probabil, nu? Nu cred că această calificare este compromisă, nu? Depinde de selecționer, nu? Păi, numai în ultima lună s-au pus deja doi antrenori la națională, nu? Primul a fost Hagi, nu? Degeaba a negat Hagi, degeaba a dat comunicat de presă, degeaba, 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 nu? A apărut și Mircea Sandu, dacă îl mai știți, pe Nașu, care a decretat: eu cred că Hagi va accepta să fie selecționer. Eu cred, da? Așa merge treaba. Deci nu că a vorbit cu el sau că are niște informații, eu cred. Mi s-a arătat mie în felia de pâine, în gemul de prune, în jocul de table. Cam așa se discută. Iar Contra, de fapt, orice antrenor ar fi în locul lui, trebuie să lucreze, să se concentreze în aceste condiții. De ce nu Acum, desigur, favoritul este Dan Petrescu. A zis și impresarul lui: domne, are oferte beton de afară, dar eu l-aș vedea la națională. Naționala are mari șanse de a-l căpăta la cârmă. Nu reiese de nicăieri că l-ar fi căutat federația. E doar așa o mare dorință și o șansă, da, șansa de a-l căpăta pe Dan Petrescu. Dacă vreți, facem și sondaje. Cum să nu facem estimări de vot profesioniste, nu panarame, cum am văzut zilele trecute. Nu, că e cotat mai bine decât Dan Barna, vă spun.
Și să nu-l uităm, da, pe veșnicul Gigi Becali. El mereu e o soluție, sau măcar o jumătate de soluție. Eu, de exemplu, eu dacă sunt eu contra, fac așa. Îl iau pe Florinel, pe Mitriță, pe Nistor, pe atacantul, cum îl cheamă? Pușcaș. Ăștia patru, da? Da. Mai fac și pe Băluță în teren, ăștia cinci. Eu v-am dat și eu, nu pot să fac eu echipa națională, eu spun așa. Eu dacă sunt eu contra, prima dată fac o hârtie și pun așa. Da, da, aici nu pot, nu sunt eu stăpân. Da, din păcate Nea Gigi e prins acum în proiectul ăsta a FCSB, dar la o adică, dacă insistăm, eu cred că și-ar lua o jumătate de normă și la națională. Măcar ca antrenor secund și coordonator la departamentul Clopotniță. A dat 5 jucători, de restul să se ocupe și contra, nu? Nu, deci să dea Dumnezeu să ne calificăm că facem rugăciune, pentru că până la urmă cred eu că Dumnezeu ne va ajuta. Dar nu contra, că cred eu, nu știu, așa am presimțire că Dumnezeu o să ne ajute să ne calificăm. Pentru că așa suntem destul de amărâți. Păi gata, fraților, ce să mai căutăm? Sper că Guriță va fi de acord. Dumnezeu antrenor principal, Gigi secund. Hai mă, gata, trecem mai departe, că am rezolvat-o și pe asta. Aolo, hai că mai e puțin și începe meciul. Se pun la punct ultimele detalii. De data asta s-a stabilit foarte clar și cine bate penaltiurile în caz că avem parte de așa ceva. Vreți să vă spun? Bine, vă spun. Ca să nu mai fie discuții, o să bată chiar Cosmin contra. Da, se duce el pe teren și pac! Dacă ratează, vin jucătorii, îl înjură de toți morții și aia a fost. Cred că se roagă omul să nu mai primească penalti. După ce rata penaltiu, selecționerul a avut o ieșire grosolană la adresa ta. Fă puncte, puncte, morții, mătii, pușcași. Elegant, ce să zic. Multă vreme am râs că la meciurile din România singurele indicații tactice care se auzeau de pe bancă erau așa: fără fault, ieși! Respectiv sunetul ăla grețos, dacă îl știți, când pregătești. E, da, gata, uite că s-au mai diversificat reacțiile. Creativitate, nu glumă. Mai puteți da ochii cu Pușcaș după această înjurătură? Sau ați avut vreo discuție cu Pușcaș vis-a-vis de episodul ăsta? Eu cred că sunt lucruri care se întâmplă în fotbal și lucrurile au fost super vorbite imediat după meci, împreună cu George. Lucrurile au fost super vorbite, mamă, super vorbite. V-am zis că excelăm la creativitate, super creativitate. Să trecem peste, auzi la contra. Sunt lucruri care se întâmplă în fotbal. Păi ce-ar fi să nu se mai întâmple, boss? Super boss, pardon. Cum ar fi? Bine, aici mai e o problemă. Se numește autoritatea antrenorului. S-a stabilit la vestiar că bate Stanciu, dar a bătut Pușcaș. Lucrurile astea de ce n-au fost super vorbite, maestre? Dan Petrescu, pentru astfel de reacție, a fost suspendat destul de drastic. Ți se pare normal astfel de ieșire a antrenorilor la adresa voastră, a jucătorilor? Nu știu, nu mă întrebați, n-am mai avut de-a face cu așa ceva. Ești norocos, George, super norocos, căci fenomenul există, și încă la ce nivel. A fost și un serial în Gazeta Sporturilor, dacă nu mă înșel. Abuzuri grosolane asupra sportivilor, mai ales asupra celor mici, înjurături, bătăi, violuri, traume. Pentru ce? De ce? Și să nu-mi spuneți că, domne, dacă vrei să fii în vârf, trebuie să suferi. Păi stați așa, că în vârf ajung 10 inși. Alți 10.000 se aleg doar cu înjurături și scuipați. Și nu-s neapărat mai slab decât cei ce ajung în vârf. Doar că aleg să nu se mai supună, aleg să se retragă, aleg să plece ei. Dacă pedagogii, mă rog, vorba vine pedagogi, sunt niște gunoaie umane. Revenind la înjurătura lui contra, povestea mai are niște substraturi. Era un meci care s-a jucat în fața a 30.000 de copii. Sigur, pe moment copiii de pe stadion n-au văzut, n-au auzit. Nu asta e problema, că aveau altceva de făcut acolo. Dar publicitatea din jurul evenimentului a făcut să audă nu doar 30.000, ci 3 milioane. Și apoi, de ce erau doar copii pe stadion? Pentru că cei mari au făcut rahatul, praf, de-aia. Au înjurat și au făcut ca toți dracii. Uite, chestiile astea trebuie discutate, trebuie dezbătute. Nu aruncate așa sub covor sau sub gazon. Tactica noastră din moș strămoși.
Căci da, sub covor s-au dus și acolo au rămas. Abia zilele trecute apare o știre. Mm. 20% din salariul pe o lună, mărunțiș, la care federația ce a făcut? A sărit cu dezmințirea. Fake news! Foarte deșteaptă reacția. Ok, să zicem că nu l-ați amendat. Puteți totuși s-o preluați așa pe piept și s-o scăldați. Să dați măcar impresia că ați făcut ceva. Da, domne, ne-am propus să nu mai tolerăm astfel de ieșiri. Sau să inventați altceva. Nu l-am amendat, dar am stabilit să facă o donație către 2-3 școli de fotbal. Ceva, mă, orice în direcția asta. Dar nu? Fake news, ziariși nenorociți. Ați îngropat fotbalul românesc cu știrile voastre. Aolo, hai că mai e puțin și începe. Cred că la ora asta băieții s-au adunat în vestiar. Se super discută, se super vorbește. Guriță le dă ultimele super indicații. Păi da, măcar atât a învățat din celebra întâmplare. Să discute la vestiar, departe de ochii și urechile publicului. Public neavizat, desigur. Meciul cu Suedia e primul după suspendarea primită de la UEFA și eu chiar sunt curios dacă am învățat ceva după episoadele de xenofobie din Malta și momentele sinistre de la meciul cu Spania. Că dacă o luăm ca lumea pe panta asta cu suspendările, sunt și niște avantaje. Da, uite, stadioanele astea noi le putem face fără tribune. Da, e super, ne scoatem la bani, știi? Pe câmp. E evident că la fel ca bulgarii avem o gravă problemă de educație. Avem o problemă cu modul în care ne raportăm la lume, la sport. Ideea asta că sportul e un război, că bă, mergem acolo peste ei să le rupem muma. Adică totuși au fost niște descreierați care au mers până în Malta ca să strige lozinci xenofobe la adresa Ungariei. Nu știu, încerc să-mi imaginez ce naiba înțelegeau fanii maltezi care vin la meciurile naționale ca la teatru. Măi, Juan, de ce or fi băieții ăștia atât de supărați? Uite ce roșii sunt la față și or fi având rău de mare? Și ce tot strigă acolo? Păi n-am stabilit că naționala noastră nu bate niciodată ca să nu supărăm pe nimeni, să nu ne certăm cu nimeni? Când se ține un minut de reculegere, se ieși liniște într-un stadion normal, civilizat. Nu pot să zic că m-am simțit jenat. Probabil cei care cântau nu și-au dat seama despre ce e vorba și au cântat în continuare. Acum fiecare face ce vrea când vine la stadion. Asta a fost reacția lui tătă după ce la meciul cu Spania un grup de fani a huiduit momentul de reculegere păstrat în memoria fetiței lui Luis Enrique. Iar aici avem o problemă în sine, felul în care jucătorii și antrenorii le găsesc scuze suporterilor. Că domne, așa fac ei, că nu e treaba noastră, că stai, că nu huiduiau, că ei cântau strofa aia din imnul României, aia a 12-a, da, care e cu huo, cu ce, nu știți? Nu știți imnul, nu? Și aproape că îi înțelegi pe sportivi. Nu vor să se pună rău cu tribunele ca să nu fie ei următorii. Dar tocmai asta înseamnă să lupți cu apucăturile nesănătoase din societate. Să iei atitudine cu atât mai mult atunci când nu ești tu ținta. Că de-aia tot scrie respect pe bannerele de pe lângă teren. Că dacă era prea mult respect, punea Gigi imagini cu icoane și era primit. Și totuși, care sunt lucrurile de care avem nevoie pentru a ne califica la Euro? 4 puncte din dubla cu Suedia și Spania? Nu neapărat. Goluri? Bă, nu știu unde mai găsim la ora asta, că e vineri, e deja întuneric afară. Sănătate, nu mai găsești nimic. Hai mai bine să vedem ce cred jucătorii naționalei. Ce cred și ce gândesc, că noi avem microfoane chiar și în căpățânile lor. Priviți. Gata, știu ce să scriu. Am făcut noi acum la serală o poezie mișto, Dorința de Mihai Eminescu. Era la un budi al scrisului, Magic Mike, pe cel tovarășii lui, Dorință. E bine, da? Salut, domnul Guliță, să trăiesc, nolog. Nolog, motane, ce faci? Tot abstinență la goluri, da? Tot abstinență, da. Nu, intru în clădire, că... Ce? Mă bagi în teren? A, nu, 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 nu mă băga că mă înzuli, nu.
Nu. Salut, nu te cunosc, dar salut. Salut. Ce să scriu? Ceva fără să, nu? Gen, noroc. Noroc să se unească Portugalia cu Spania, Suedia cu Norvegia, să ne elibereze și noi niște locuri de calificare, nu? Ai noroc. Hai că iau puște la mișto. Scriu goluri. Nimeni nu știe pe aici ce sunt golurile. Alea, când nu joci bufa, bufa, când dai după rândurile. Da, o țigară? Da, în camuflaj, nu mă vede nimeni. Oh, salut, 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 salut. Salut, salut. Deci, ce scriu un cuvânt cu litere doar din bastonaș? Ok, nu știu, cu curbele, cu astea. Ah, uite, ah, da, pe alu știu, pe alu știu. Hai, Iulica, bagă și tu. Dar de ce, mă, hai mă, că ești nasol. Hai că bag un cuvânt acum. L-am auzit la Nea Cornel din. Cred că e ok, nu știu. Sper. Salut! Hai, salut! Salutare! Hai! Salut, salut! Salut! Hai, salut! Da, da, te salut pe tine, da, 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 da. Ce? Ce? A, scriu? Sigur, sigur, scriu. De când nu mai apăr tot scriu. Ba, chiar și citesc, știi, da? Ce vreau să zic? Nu în engleză, mă. Unu. Un cuvânt știu în engleză. Nu, deci... Perversitate? Da. Perversitate. Așa. Las, nu se prinde. Eu scriu chestia asta de care avem noi nevoie ca să întârziem 5 minute la antrenamente cu bursucul. Hai, dacă știu, că știu, bă, da. Fortă. Fortă, mamă, ce-a rupt. Hai, fortă, bună, nu? Toată săptămâna i-am ascultat pe că nici nu știu cum să le zic, pe specialiștii sufletului cu tot felul de scenarii, domne, cu opinii legate de ce trebuie să joace ăla și ăla ca să ne calificăm. Nu e, simt totuși nevoia de niște opinii avizate. Chiar deloc nu m-au mulțumit poveștile lui Burleanu, ale lui Contra și nici măcar jucătorii nu m-au convins. Ia să ne spună oamenii lui Răzvan Anghelescu ce facem în dubla cu Suedia și Spania. Ce facem? Ne calificăm, nu ne calificăm? Păi dacă ne bate iar ca când să ajungem în semifinală cu Brazilia, ne-a scos. Da, avem vreo șansă cu Suedia? Băi da, echipa care o avem, cred că avem. De asta cu Spania, ce spuneți, e mai greu? E mai greu, că la ea acasă, da. Îi facem și pe aia și pe aia. Îi facem și pe aia și pe aia și ne calificăm. 100%. Avem primul meci acum cu Suedia. Suedia și la mai cu Norvegia, cu Spania. Cu Spania. Ce credeți că facem cu Suedia? 1-0. 3-1. După noi, așa, pentru noi personal, pentru noi, ca să facem aproximativ pentru noi personal. Și după aia avem și cu Spania. Da. Mai greu cu Spania sau putem și acolo? Păi da, dacă... aduce jucători din partea cealaltă, face treabă, dacă nu face... Și asta ar trebui să ne atacăm, nu să stăm... Păi, frate, nu să stau să mă călărească la să dea goluri. Și trebuie să-i călărim noi, păi nu e pe noi. Ce spuneți de o posibilă asta calificare a României la campionatul european? Avem șanse? Păi șansa are fiecare. Deci dreptul e să participă la competiție, că după aia e șansă, e bun să ajunge acolo. Ce facem cu... cu Suedia? Nu știu, e cam ne-a eliminat. Contra, e de ruta 10 contra. Și da, dar dacă face așa cum aduce din altă parte, face treabă, dar dacă nu... Păi de unde să mai aduc? Păi de unde? De la becali. Ce vă place la Contra ca antrenor așa? Păi e serios, e un băiat serios, nu e... După care... Otăran așa să înjure, să convestiare sau să înjure jucătorii. Ați văzut că îi mai scapă și eu. Mai scapă când a ratat penaltiul ăla. Toți ne scapă câte ceva. Că e două meciuri grele. Și Spania și ăștia. Suedezina, nordice, ăștia e mai... Asta e viața lor. Mulțumesc mult de tot. Ăștia bagi la tenis.
la tenis, la canotaj, la dragi, la sportul de asta, schiul, iar e la ei, e numărul 1. România, Suedia, după care cu Spania, pentru calificare la campionatul european. Spania nu o să luăm niciodată. Spaniolii au fost totdeauna cei mai tehnici și sunt. Spaniolii, englezii, francezii, iar când era Platini, nu știu ce. Ce înseamnă de cu Contra se pricepe să gestioneze meciurile astea două, Cosmin Contra? Da, Cosmin Contra e un antrenor foarte extraordinar de bun. Dar atât de cât e atacat în toate părțile, nu are cum să fie antrenor bun. De ce credeți că toată lumea l-atacă pe Contra? Este, în primul rând, atacă dumneavoastră să steliști. Gigi Becali, cel mai periculos om. E, asta a fost pentru azi, sper că v-a plăcut, vă mai așteptăm. Acum toată lumea trebuie să sară în tricoul echipei naționale. Mi-l iau și eu pe al meu. Hai România, ne vedem pe la 23 după meci în Piața Universității, logic. A, și luni la aeroport îi așteptăm pe băieți după meciul cu Spania. Hai România!